La începutul lunii ianuarie a fost publicat regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, care se aplică la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat particulare și confesionale. Acesta va intra în vigoare pe 13 februarie, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Părinții ai căror copii au multe absențe sau au abandonat școala vor primi amendă, iar profesorii trebuie să justifice notele la lucrările scrise dacă elevii le contestă. În plus, elevii trebuie să poarte semne distinctive în școală pentru mai multă siguranță. Acestea sunt doar trei dintre noile prevederi ale regulamentului școlar, care va fi oficial la jumătatea lunii februarie. Noile reguli sunt apreciate de către directorul liceului teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia. Noul ROFUIP, cel care îl înlocuiește pe cel existent anterior, aduce destul de multe modificări, însă nu neapărat de esență, ci mai degrabă de formă. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le subliniez de interes pentru elevi și pentru părinți. Pentru elevi și pentru părinți în același timp, apare noutatea posibilității de a solicita explicații în privința notelor la evaluările scrise. Părinții au dreptul să solicite profesorului în primă instanță și apoi directorului explicații privind baremul și nota obținută de elev la anumite evaluări scrise, ceea ce este un articol nou față de vechiul regulament de ordine interioară, de regulament de funcționare a învățământului preuniversitar. O altă reglementare de interes pentru părinți este aceea că părinții au obligația să asigure la învățământul obligatoriu prezența elevilor la școală, în caz contrar, fiind pasibili de o pedeapsă contravențională între 100 și 1000 de lei sau muncă în folosul comunității, muncă decisă de primăria orașului respectiv. Astea sunt două reglementări net diferite față de prevederile vechiului regulament. În rest, sunt lucruri pe care noi le știam deja, le aplicam. Noul regulament nu vine decât să ne ajute să ne punem de acord regulamentele de ordine interioară cu Legea Educației Naționale 1/2011. Cum vedeți aceste prevederi? Sunt benefice? Sunt benefice și pentru școală, adică și pentru cadrele didactice, dar mai ales pentru părinți și pentru elevi. Noul regulament de ordine de funcționare a învățământului preuniversitar este, de fapt, o oglindă fidelă a activității pe care o desfășoară fiecare unitate de învățământ și toți participanții la demersul educativ, profesori, părinți și elevi, au în acest regulament o idee clară asupra ceea ce trebuie să facă, asupra drepturilor și obligațiilor fiecăruia dintre părți. Care se pare că e scopul acestor prevederi noi? Vechiul regulament era din 1995 și era caduc și învechit. Erau foarte multe reglementări care nu se mai puteau aplica în privința Consiliului de Administrație, în privința comisiilor, a catedrelor. Noul regulament vine să adapteze cerințele reglementate de școală la Legea Educației, adică pune în acord prevederile legii cu prevederile acestui regulament. Printre prevederile noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar se mai numără existența unei comisii pentru prevenirea și combaterea violenței în fiecare școală, interzicerea introducerii unor persoane străine în incinta școlii, existența în fiecare școală a unei comisii pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității. Elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Obligativitatea unităților de învățământ să asigure elevilor consiliere în scopul orientării profesionale, consiliere psihologică și socială prin personal de specialitate. Obligația părintelui să răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii cauzate de elev. Obligația părintelui să ia legătura cu învățătorul sau dirigintele cel puțin o dată pe lună pentru a cunoaște evoluția elevului. Interzicerea personalului din învățământul preuniversitar să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii sau colegii. Scopul noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar este de a apropia mai mult părinții de unitățile de învățământ și să determine o mai bună colaborare a acestora cu dascălii pentru binele elevilor și al școlii. A fost publicat în Monitorul Oficial, așa cum știți, regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământ preuniversitar. Noi credem, cel puțin vorbim pentru școala noastră, că toate acele reglementări erau și în vechiul ROFUIP și respectate
în școli, cel puțin în gimnaziu, uniformă, obligația părintelui de a lua legătura cu școala o dată pe lună, nu am avut probleme în acest sens. Poate micile modificări, până pe 13 februarie avem obligația să le hotărâm în Consiliul de Administrație. Sunt în general lucruri pe care le respectam și care existau deja, așa cum v-am spus, în școli. Ce părere aveți despre faptul că părinții vor plăti o amendă sau vor presta muncă în folosul comunității stabilite de către primăria fiecărui oraș dacă copiilor nu se prezintă la ore la cursuri? Nu știu în legătură cu pedeapsa, cu amenda, dar să știți că un părinte este părintele copilului, așa considerăm noi, e părintele copilului și cât timp copilul este la școală și are obligația să ia legătura cu școala, indiferent unde s-ar afla. Măcar unul din părinți, bunicii care au în grijă copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Este foarte bine ca acel copil să știe că există legătura între școală și familia lui. Așa că o măsură coercitivă cred că este bună pentru părinții care neglijează totuși acest aspect. Școala este vinovată sau responsabilă pentru tot ceea ce trebuie să se întâmple cu copilul în orele pe care le petrece aici. Ce spuneți despre faptul că vor avea posibilitatea părinții să conteste notele primite de către elevi? Cum priviți această normă? Dacă au acest drept și este publicat deja, nu știu, nu prea mi se pare în regulă, dar dacă este lege, o să o respectăm. Colegii mei știu deja, noi am avut Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație, se contestă notele la lucrările scrise, va fi o altă comisie care va recorecta acea lucrare. Însă, din experiența anilor trecuți sau de la examenele sau concursurile care se derulează, în general la contestații ori se obține aceeași notă sau mai mică, pentru că noi corectăm oricum în avantajul copilului, adică rotunjim niște sutimi. Le vom rezolva așa cum spune legea. Deși nu a fost publicat de mult în Monitorul Oficial și nu a devenit obligatoriu, liderii de sindicat din educație au anunțat deja că vor trimite ministerului propuneri pentru modificarea regulamentului preuniversitar, pentru ca acesta să cuprindă drepturi și pentru profesori.